deschidem cuvântul lui Dumnezeu, despre care vreau să spun înainte trei cuvinte. Scriptura este cartea ofertei, numărul 1. Al doilea este cartea prevenirii și al treilea este cartea restaurării. Aceste trei mari principii le-am observat pe parcursul celor peste 50 de ani de când trăiesc și lucrez cu cartea. Aceste trei mari principii, oferta, prevenirea și restaurarea, le vom urmări acum în aplicarea sau aplicația lor practică în viața noastră. Care este elementul acela care aruncă o umbră asupra vieții? Timpul. Îmbrățișez nepoții, cum fac eu, am 5, nu știu la care să sar mai întâi, dar știi că vine o zi în care va trebui să închizi ochii și să spui la revedere, dacă mai apuci. Timpul, vreau să spun, este acela care aruncă o umbră asupra vieții. Îți întemezi o familie și vezi în persoana iubită urma pacilor bunătății lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost bun cu mine și mi-a dăruit această familie. Dar știi că într-o zi vei spune goodbye. Timpul, cu alte cuvinte, aruncă acest con de umbră. Aceasta se întâmplă însă doar în afara cadrului pe care l-a creat Dumnezeu pentru viață. Și anume faptul că, așa cum scrie în cartea Eclesiast, capitolul 3, Dumnezeu ne-a făcut pe noi și ne-a așezat într-o situație care ignoră sau sfidează acest con de umbră al timpului. Tinerețea e trecătoare, sănătatea e trecătoare, tot ce e bun și frumos pe pământ e trecător și durează 3 zile, cum zice noi, și așa mai departe. Dar nu aici, ia să ascultăm acest lucru care vorbește despre viața fără timp. Orice lucru, Eclesiast 3:11. Orice lucru, el îl face frumos. Cum, Doamne? Adică orice lucru, păi da, ăsta este atât de urât și de groaznic și din aceasta poți să faci ceva frumos. Când mă uit în viața mea înapoi, cum îmi spunea un tânăr, zice, eu am păcătuit de 70 de ori câte 7 împotriva lui Dumnezeu. Așa că nu mai pot să mai stau în fața lui Dumnezeu. Am păcătuit de 70 de ori câte 7. Iubiții mei, aș dori să citim acest text. Orice lucru, el îl face frumos la vremea lui, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea lui Dumnezeu. Pasajul acest cuprinde răspunsul la conul de umbră pe care îl aruncă timpul, scurtimea vieții, asupra vieții în general. Ideea că se va sfârși, ideea că durează un oarecare timp. Aici scrie așa, Dumnezeu a așezat în inima noastră gândul veșniciei, așa că noi nu trăim cu sfârșitul timpului în minte. Nu oftăm că o să vină o zi când spunem la revedere, plecăm să... Noi trăim cu gândul acesta așezat de Dumnezeu, viață fără timp. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat lumina aceasta pe care n-a putut-o da nimeni în nicio altă împrejurare. Ea este dăruită nouă. Acum, venind la tema noastră de astăzi, în mod direct, aș dori să discutăm despre aceste trei stagii în care se manifestă viața noastră sau în care ne exercităm dorințele, idealurile, planurile și așa mai departe. În primul rând este atracția. Vine în minte ceva sau cineva care exercită atracție pentru noi. Lucrul acesta nu duce departe. El poate să rămână doar atât. Dar urmează pasul 2, se naște dorința. După ce s-a născut dorința, pasul 3, urmează fapta. Bună sau rea. În contextul acesta, o să învățăm o mică taină noi. Este explicația faptului că am căzut și am recăzut. Și
recidivă, poate după recidivă, sau așa cum vă spuneam despre persoane care mi-a spus, zice, am păcătuit împotriva lui Dumnezeu de 70 de ori câte 7. Nu, zic, asta e cu iertarea. Nu, eu spun că dreptul meu este cu păcatul. Și l-am invitat să se înscrie pe pagina bisericii noastre, unde am început de vinerea trecută ceea ce se numește școala prieteniei cu Dumnezeu. Și am spus, oricine se poate înscrie, putem să comunicăm, o să emitem o mică diplomă la sfârșitul cursului acestuia. Dar i-am spus, ceea ce ai tu trebuință nu este să numeri de câte ori ai păcătuit, de 70 ori câte 7, ci să cunoști că Dumnezeu este prietenul tău. Dacă ajungi la cunoștința aceasta, ai să vezi viața în altă culoare și inclusiv viața de credință. În mai mulți autori întâlnim ideea aceasta care ne dă răspunsul de ce recidiva răului în viață. Până la urmă, de ce răul? Înainte să discutăm de recidivă, cum spune cartea Proverbelor, cum de-am putut fi atât de nebun, cum de-am putut face o astfel de alegere, cum de n-am văzut valoarea perspectivei sau posibilității noastre. Toate acestea sunt întâlnite la diverse autori. Aș menționa pe cineva de al nostru, pe Iorga. Și Iorga spune, vai de omul care ține minte unde a căzut, dar uită unde a alunecat. El se va păzi din nou să nu cadă, dar va aluneca din nou, pentru că el nu acordă atenție de adevăratei surse a căderii lui, adevăratului motiv al căderii. Motivul căderii este alunecarea sau împiedicarea. El nu ține seama de aceasta, ci de ultima etapă. Noi plătim un preț, de obicei, pentru ceea ce am făcut. Dar nu ne dăm seama că, de fapt, prețul acesta putea fi prevenit dacă am fi luat seama și am fi înțeles că dorința noastră costă. Și prețul acesta ar fi putut fi prețuit dacă ne-am fi dat seama că dorința noastră are valoare, când mă refer la dorința cea bună. Pentru că dorința negativă sau cea rea costă, cere o valoare de la tine, e un preț de plătit, iar dorința cea bună are o valoare, este o valoare în sine, oferă valoare sufletului nostru. Păcatul, așa cum este al familiei umane, începutul păcatului familiei umane, este legat tocmai de punctul acesta în Genesa 3:6. Sunt acești trei pași menționați. 1. A văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit, atracția. 2. A văzut că pomul era de dorit, a apărut dorința. 3. A urmat acțiunea. Acești trei pași îi întâlnim peste tot. Ei au aceeași manifestare. Iacov, apostolul, marchează bine acești trei pași. Fiecare este ispitit când, numărul 1, este atras de pofta lui însuși. Asta e primul pas. Atras. 2. Este momit, momeală, dorința. 3. Nașterea răului, care aduce cu sine moartea. Acești trei pași sunt peste tot menționați. Psalmul 1 și primul verset din psalm, imaginați-vă că nu întâmplător acest lucru este pus ca fiind de cea mai mare însemnătate de către David. Psalmul 1, începând de la versetul 1, acești trei pași. Ferice de omul care nu se duce, este pasul 1, nu se lasă atras. 2. Nu se oprește, nu se naște dorința în el. 3. Nu se așează, adică nu trece la acțiune. Aceleași trei lucruri au fost puse de la început, de la origine, aceiași trei pași au fost puși de la origine de însuși Dumnezeu. Și recomand tuturor, în căutarea unui răspuns, să începem și să sfârșim cu răspunsul pe care l-a dat Dumnezeu acestei probleme, fără să ignorăm cultura, istorie, experiența de viață, natura și așa mai departe, filozofia și înțelegerea lucrurilor. Nu le ignorăm acestea, dar unitatea de măsură este ce a spus Dumnezeu despre acest lucru. Cu aceasta măsurăm pe celelalte care vor fi mai apropiate sau mai depărtate de adevăr. Acesta e răspunsul lui Dumnezeu cu privire la acești trei pași. El vorbește cu Cain și îi spune așa. Fii atent, pasul 1.
Păcatul pândește la ușă. Genesa 4:7. Pasul 1. Păcatul pândește la ușă. Atrage, încearcă să intre. 2. Dorința lui se ține după tine. El nu dorește doar să pândească la ușă și să doarmă acolo cum doarme un cățel. El dorește din toată inima să creeze în tine dorință, fiindcă știe că după această dorință urmează acțiunea. Dorința lui se ține după tine, insistă, te urmărește, stai calea, apare a doua oară, a noua oară în fața ta și de multe ori omul este atât de orbit încât ajunge să creadă că este providență. Faptul că ne întâlnim a doua, a treia oară, cum scria în proverbe, Domnul mi te-a scos în cale, zice, tocmai veneam de la biserică. Și pasul 3, cel mai însemnat posibil, este legat de posibilitatea pe care o avem noi vis-a-vis de lucrul acesta, tu să-l stăpânești. Pasul 1, el pândește. Pasul 2, vrea să dorești, dorința te ține după tine. Pasul 3, tu să-l stăpânești. Când Dumnezeu ne spune o vorbă, împreună cu vorba aceea, El descarcă și puterea necesară. Totdeauna va fi așa. Ați observat că în fața scuzelor sau scârțielilor prorocilor care au fost chemați, nu, sunt prea mic, sunt copil, sunt așa, nu știu să vorbesc, zicea Moise, am uitat egipteana și fel de fel de pretexte, de felul ăsta, cam și cum spunem noi când suntem chemați să facem un lucru bun și nu vrem sau aducem un fel de explicație. În fața acestor scârțieli, cum am spus, ale prorocilor lui Dumnezeu și scârțiele ale noastre, răspunsul lui Dumnezeu nu este legat de chemarea ta, uite la ce ești chemat, vorbești împăraților sau colegilor de servici sau așa, ci este legat de cu totul altceva. Răspunsul lui Dumnezeu este acesta. Cine te trimite pe tine să faci, pe tine să faci lucrul ăsta? Doi, cine ți-a cerut lucrul ăsta? Eu, tu, Doamne. Din clipa în care Dumnezeu a cerut lucrul ăsta, înseamnă că toate elementele acestei chemări au fost luate în considerație de către Dumnezeu. El le-a urmărit, el le-a pregătit totul și chiar vineri seara trecută am învățat împreună cu tinerii noștri un nume al lui Dumnezeu pe care nu l-am auzit în predică, dar mie mi-a săltat inima de bucurie, vorba lui Creangă, în momentul când am înțeles cuvântul acesta, așa nume, Dumnezeu care merge înaintea ta. Avem Jehova Ire, Dumnezeu care procură, care este cu Emanuel, Dumnezeu cu noi, dar acest nume este atât de plin de încurajare, Dumnezeu care merge înaintea ta. Este repetat frecvent în Deuteronom și pretutindeni. Dragii mei, în acest context, suntem invitați la un fel de tranzacție. Și tranzacția aceasta aș vrea să o înțelegem, să înțelegem bine natura. Ați putea chiar să notați, nimic nu se vinde, nimic nu se cumpără. Noi zicem, am vândut sau am cumpărat. Nu, nimic nu se vinde, nimic nu se cumpără, totul se schimbă. Facem un schimb. Ce ai dat pe mașina asta? Cât ai dat pe ea? Am dat atâția bani, să zicem. Nu ai dat atâția bani. Banii aceia nu înseamnă nimic. Ei sunt doar un simbol. Ai dat atâtea ore de muncă, ai dat această valoare, ai schimbat o valoare cu altă valoare. Și sunt câteva lucruri de luat în considerare. Dacă nu înțelegi valoarea lucrului pe care îl dai în schimb, riști să vinzi casa așa cum a vândut-o prietenul meu și a doua zi aceeași casă a lui a fost vândută cu un preț de 3 ori mai mare. El n-a știut niciodată valoarea casei lui. A fost un șoc pentru el, s-a îmbolnăvit, a suferit foarte mult. Nu a știut valoarea. Există riscul acesta. Așadar, în tranzacția aceasta și în schimbul acesta pe care îl facem cu viața, este foarte important să înțelegem valoarea lucrurilor. Trebuie să înțeleg valoarea lucrurilor pe care îl ofer și valoarea lucrurilor pe care îl primesc. Dacă nu înțeleg lucrul ăsta, o să iau ceva, un lucru de nimic, o spoială, o hârtie creponată și să cred că este altceva. Indienii, aici nativii, primeau oglinzi de la spanioli, de la conquistadori, le puneau oglinda în ochi cu soarele și dădeau
pietre prețioase uriașe sau bucăți de aur sau au strâns galioane, corăbii pline cu aur pe baza acestor cioburi de oglindă cu care au operat ei. Deci este extrem de important să înțelegem valoarea, adevărata valoare. De unde iau? Din vreun catalog iau valoarea asta? N-au. Doar din ochii lui Dumnezeu. El este singurul în prezența căruia tu ai acces la adevăr asupra valorii lucrului pe care vrei să-l ai și valorii lucrului pe care îl dai în schimb, doar în prezența lui Dumnezeu. Cred că am înțeles lucrul acesta foarte bine. Și dacă refuzăm acest dialog cu Dumnezeu asupra valorilor pe care le schimbăm în viață, dacă refuzăm acest dialog, riscăm să luăm un pachet, viața vine la pachet, riscăm să luăm un pachet care conține ceea ce n-am fi fost dispuși să luăm dacă am fi înțeles valoarea. Să mergem la acest clasic exemplu. Samson vede fata aceea, îl atrage, o dorește și trece la acțiune. Îmi place, spune el. Bine, vine cineva și îl întreabă așa. Duhul Sfânt îl întreabă, ce-ți place? Fata aceea. Bun. E firesc, pământesc lucrul acesta. Da, bun. Știi cu ce vine la pachet fata aceea? Nu, eu nu văd nimic, nu vreau să știu nimic, nu vreau să vorbesc nimic. Pe mine mă interesează un singur lucru. Păi acel singur lucru vine în acest pachet. În acel pachet se găsește întunericul pe viață pentru tine. Îți vor sparge ochii. În același pachet se găsesc lanțurile cu care te vor lega. În același pachet se găsește un set de forme de bazjocuri. Vei juca în fața lor ca un orangutan, ca un animal, te vor lega. În pachetul cu fata aceea frumoasă. Este în pachetul ăsta. Întrebare, îți mai trebuie pachetul acesta? Vrei să-l iei, pentru că niciodată n-ai să poți să iei doar un singur lucru din pachetul acesta și restul să ignori. Nu, un om când seamănă, seceră. Și ce seamănă, seceră și cât seamănă. De aceea are în extremă importanță acest timp în prezența lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă să văd nu ce apare a fi un anume lucru, ci ce este. Și nu ce este în ochii mei sau ai culturii mele sau ai societății, ai vremii mele, ci ce este în ochii tăi. Ajută-mă să văd și să înțeleg lucrul acesta, ce valorează el în ochii tăi. De ce am menționat gândul veșniciei? Noi nu suntem niște ființe în trecere, nu suntem niște vapori care vin și pleacă, ci noi purtăm în sufletul nostru gândul veșniciei. Când așezăm pe masă în tranzacția aceasta, valoarea pe care suntem dispuși sau ni se cere prețul acesta să-l plătim, trebuie să avem în vedere acest lucru. Fiindcă s-ar putea cineva să ofere până la urmă tot pământul, de toate, cum i-a oferit Domnul Iisus Hristos. A lăsat să treacă prin fața ochilor lui împărățirea lumii cu strălucirea dumnealor, restul le-a ascuns care era din pachet, dar a lăsat strălucirea să se vadă. Și întreabă Domnul nostru Iisus Hristos, ceea ce a aplicat întâi la viața lui, întreabă așa. Să presupunem că ai cumpărat pământul cu tot ce este pe el. Cu ce preț? Să zicem, cu prețul sufletului. Bun. Întrebarea Domnului Iisus Hristos. Ce ar folosi unui om să câștige tot pământul dacă a plătit prețul ăsta? Adică prețul sufletului lui. Cine se va bucura de așa ceva? Cui va folosi faptul că ai câștigat pământul? Sper că înțelegem ideea aceasta a tranzacției vieții, care nu este a cumpăra sau a vinde, ci este a schimba. Probabil că va fi un pic surprinzător ce am de gând să spun, dar e o surpriză plăcută. Nu știu câți dintre noi ați știut, eu am aflat dintr-o carte a lui Jonathan Cahn, am terminat-o zilele trecute, o carte mare, se numește The Book of Mysteries, Cartea Tainelor. El este evreu pur, devenit creștin și cu înțelegerea lui evrească, deci rămâi uluit ce sensuri ale cuvintelor și ale scripturilor pot fi primite prin înțelepciunea și credincioșia unui om ca el. Și el spune, știați că nu există verbul a avea,
În ebraică nu există verbul avea. Cu te-ai știut treaba asta? N-ai știut că nu există verbul avea. Nu. Bine, dar Biblia e plină cu avem, are. Nu, acestea sunt traduceri. Verbul a avea în limba originală în care a fost scrisă Biblia nu există ca atare. Există verbul a încredința, adică ți încredințează ceva, a ți împrumuta, a ți da ceva pentru o vreme, dar nu există verbul a poseda sau a avea ceva. Acest verb nu există. Tot ce vedem noi în Biblie și este largă paleta, sunt traduceri. De aceea e momentul să ne întrebăm ce valoare trebuie dată unui lucru care se găsește de fapt în trecere. Demonstrația clară a faptului că nu avem nimic este faptul că nu luăm nimic în momentul în care plecăm. Noi nu putem să luăm decât ce avem și ce avem este nimic. Deci noi nu luăm absolut nimic cu noi. Există un singur, absolut un singur lucru care, despre care se poate spune pe baza de asemenea a răspunsului pe care îl dă Dumnezeu. Există un singur lucru sub ceruri care poate fi pus sub acest verb a avea. Și anume este lucrul acela despre care a vorbit Mântuitorul în dreptul Mariei în dialogul lui cu Marta. Și el a spus Martei așa, uite, Maria și-a ales acea parte care nu îi se poate lua, nu îi se va lua. Nu există a avea, toate sunt întrecere, dar există ceva care nu se poate lua. Și când am mers pe firul acesta al cuvântului lui Dumnezeu, am rămas uimit să constat că de fapt era vorba de însăși persoana sau nu vreau să folosesc cuvântul, sau însăși realitatea prezenței lui Dumnezeu. În mai multe locuri, în Numeri și în Genesa și peste tot, Domnul spune, eu sunt averea ta, eu sunt moștenirea ta. Cu toate că ne spune acest lucru, cu toate că Iisus le-a spus de atâta timp sunt cu voi și nu ne-am cunoscut, cu toate acestea ne vom întoarce aproape firesc la aceeași expresie ca întotdeauna, de la a avea pe cineva, la a avea ceva. Aceasta o găsim cu zâmbet în Genesa 15:1, când însuși Dumnezeu îi spune lui Avram, eu sunt scutul tău, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Și în versetul 2, Avram spune, bine, bine, dar Doamne Dumnezeule, ce îmi vei da? Păi, dar nu ți-am spus acum? Ce? Eu sunt răsplata, dar ce îmi dai? Ce trebuie dincolo de lucrul acesta? Aș vrea să încheiem scurta noastră meditație și după care să intrăm în dialog cu o definiție a vieții. Ați văzut și ați auzit în multe locuri, asta-i viața, zice cineva așa, asta-i viața. Și de fapt, când se uită unul mai de aproape, era moartea, nu era viața, dar apărea că asta-i viața. Da. Ce înseamnă a trăi? Ce înseamnă viață? A exista nu înseamnă a viețui. Nu. Viața este cu totul altceva, cu totul diferit de a exista. Un lucru sau o persoană se poate spune despre persoană că există, dar nu se poate spune că trăiește. În ce sens? Iată răspunsul. Cine, 1 Ioan 5:12. Cine are pe Fiul, are viața. Aceea este viața. Viața înseamnă a avea pe Fiul și a fi al Lui. A avea pe Dumnezeu și a fi al Lui. Ați observat ce a spus Pavel în noaptea aceea naufragiului grozav? Dumnezeu al căruia sunt eu. Aceasta a fost definiția vieții lui. Și aici, în 1 Ioan 5:12 spune, viața este următoarea. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața. E o definiție simplă, dar avem tendința să fugim la orizont de definiția aceasta. Pentru că suntem ocupați, avem tot felul de planuri și trăim într-o lume care, în dreapta, în stânga, spune, uite, asta e viața. Nu, uite, asta e viața. Uite, asta e viața. Este un singur adevăr în mijlocul acestor mii de glasuri, cum spunea Păitul Burtescu, mii de glas, mii de drumuri care încotro se duc,
dintre toate cei cărare se apuc. Și în 1 Timotei 6,19 ni se spune că există ceva care e adevărata viață, sau, așa cum spunea Mântuitorul, vei fi liber cu adevărat, și există un fals, un fake news, cum e mai modern acum, cu privire la viață. Pentru 1 Timotei 6,19, să strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Acesta este obiectivul vieții noastre. Iubiții mei, încredințez gândirii, simțirii și trăirii voastre acest cuvânt al lui Dumnezeu care ne-a fost dat astăzi și care este o mică introducere cu privire la cele care vor urma. Mă rog Domnului, am această tainică speranță, suflet întotdeauna, că de aici Dumnezeu ne va ajuta și vă va ajuta pe voi, în special vă scriu tinerilor că sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne voi, aveți memoria bună și așa mai departe, știți voi ce scrie acolo. Sunt atât de bucuros că voi o să duceți mai departe în plinătate lucrul acesta, la o înțelegere mai adâncă și veți face din el și mărturia vieții voastre. Adică veți spune așa, Domne, stau martor cu viața mea că acest cuvânt este adevărat. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.